Bine v-am găsit! Astăzi vom vorbi despre beneficiile uimitoare ale berberinei. Deși nu este la fel de cunoscută berberina ca resveratrol, de pildă, sau chiar turmeric, ca alți antioxidanți, berberina face parte din categoria nutraceutice, termen folosit pentru combinația aceasta dintre nutriție și farmaceutice, adică substanțe cu beneficii medicale. Berberina se pare că este mult mai importantă, mult mai potentă ca turmericul. Este considerată o apariție uimitoare, urmare studiilor și beneficiilor constatate în aceste studii. Numele acesta de berberină nu aparține unei singure plante, este un extract, un compus terapeutic de culoare galben intens, se aseamănă cu turmericul, vi-l arăt și din această tip de berberină și provine dintr-un extract din mai multe plante și ierburi, din tulpini, din rădăcini, din rizomi, și am pus aici o înșiruire de plante care conțin berberină, și anume le-am pus și în limba engleză, și în latină, și unele în limba română, poate vă este ceva familiar. European Barberis sau Berberis vulgaris, care s-a tradus la noi dracii. Golden Seal, care se vinde și ca atare în farmaciile noastre, este un gen de turmeric indian, Hydratis canadensis, Gold Thread sau Coptis chinensis, strugurii de Oregon, Philodendron, este un arbore de plută din zona Amurului, și afinele și chiar turmericul clasic conțin berberina. Berberina fiind un compus foarte cunoscut și foarte folosit în medicina ayurvedică. Deci este un fitonutrient foarte studiat, cu foarte multe beneficii, interminabile beneficii. O simplă căutare pe PubMed relevă 713 pagini cu 7124 de publicații pe berberină, sigur în combinație și cu alte nutraceutice. Am pus linkul în descriere să vă uitați la titluri. Cu cât cauți mai mult să afli ceva nou despre berberină, cu atât afli un alt beneficiu. Deci voi prezenta și eu câteva din aceste uimitoare beneficii ale berberinei și voi începe cu beneficiile berberine pentru sistemul cardiovascular. Specific, berberina este un compus natural antiaritmie, pentru că mecanismul aritmiei implică calciu, iar berberina descrește calciul intracelular, una din cauzele aritmiei fiind acesta. Deci calciu este un electrolit și prea mult calciu în celule devine toxic și poate afecta sistemul electric al inimii. Deci, în beneficiile sistemului cardiovascular se apreciază că berberina poate scădea tensiunea arterială și crește performanța mușchiului inimii. Și astfel ar fi posibil scăderea riscului de atac de cord. De asemenea, berberina poate diminua efectele cofeinei și acționează și ca un anticoagulant, deci reduce coagularea. Berberina este considerată un antibiotic natural, având o acțiune foarte bună, de pildă, pe studii efectuate pe scăderea diareei
infecțioase. Este considerat un antitumoral și anticancer. Sunt nenumărate studii făcute pe efectul berberinei asupra cancerului de colon, pe probleme digestive și pe sindromul colonului iritabil. Deci, berberina intră în toate aceste categorii de anti-inflamatori. Este eficient contra artritei, de pildă, sau bursită, sau tendinită. Acționează de asemenea ca antiviral și antibacterian, bun pentru a preveni infecțiile urinare. Chiar pe recipientele tipurilor de berberină care se vând, pentru că sunt nenumărate firme și am pus și eu aici în imagine pe fiecare slide alt tip de berberină. Pe unele scrie, de pildă, că este recomandată pentru creșterea cantității de bacterii bune, deci susține și un nivel sănătos de colesterol și de trigliceride. Poate mai interesant, știu, atrăgător pentru anumite persoane este faptul că berberina te ajută să slăbești, să scapi de grăsimea de pe burtă și să produci așa numita grăsime brună, țesut adipos brun și nu grăsime albă. Această grăsime brună se mai numește chiar și smart fat, pentru că este termogenă și contribuie la generarea de căldură și la arderea de calorii. Dar poate cel mai important beneficiu al berberinei, cel mai studiat, mai cercetat și publicat beneficiu este faptul că berberina are proprietăți antidiabetice, deci pur și simplu scade natural zahărul din sânge și ajută astfel în rezistența la insulină și face insulina și glucoza mult mai senzitive, mai sensibile. Ajută și în neuropatia diabetică și este recomandată, evident, cu avizul medicului, deci nu luăm așa deodată berberină, atunci este recomandată atunci când ai glicemia mai mare. Echilibrând nivelul glucozei, berberina contribuie și la starea ta de spirit, la modul tău. Unii experți susțin că berberina lucrează mult mai bine ca metformin, acest medicament, cred, foarte cunoscut în rândul diabeticilor, care duce la creșterea sensibilității insulinei și la îmbunătățirea rezistenței la insulină. Sunt multe denumiri comerciale pe piață pentru metformin. Vă dau acest exemplu de trei denumiri: glucofaj, siofor și metfogama, medicamente destinate diabetului de tip 2 și sindromului de ovare polichistice. Deci, mare atenție! Aceste medicamente acoperă și PCOS, sindromul ovarelor polichistice. Problema cu metformin este că are foarte multe reacții adverse, poate provoca greață, diaree, durere abdominală și chiar poate bloca absorpția vitaminei B12 și a acidului folic. Însă, pe studiile de laborator, pe animale, se constată că berberina lucrează bine ca înlocuitor pentru medicamentul metformin. Deci este considerată berberina o alternativă naturală la metformin. Dacă doriți să faceți, știu, o schimbare, încă o dată subliniez, trebuie discutat și avut avizul medicului. Problema cu metformin este legată și de starea ficatului și a rinichilor. Și, de asemenea, dacă dorești să-i administrezi berberine, se recomandă să testezi funcția ficatului, să testezi enzimele hepatice înainte de a lua berberină. Dar, evident, cu
într-o discuție agreată cu medicul. Doza de berberină este, aici sunt 500 de miligrame pe zi, poate fi crescută până la 1000 de miligrame dacă medicul consideră oportun. Berberina are și calități anti-aging și lucrează foarte bine pe revigorare mitocondrii și acționează AMPK. Aceasta este una din căile cheie de longevitate. Este un subiect mai tehnic pe care îl voi dezvolta pe viitor, dar rețineți și această legătură dintre berberină, longevitate și anti-aging. Deci, în această imagine am pus mai multe tipuri de berberină, inclusiv de pe piața românească. Zenith produce berberină la noi, cu extract de dracilă și, de asemenea, produce și Golden Seal, care la rândul lui conține berberină, dar se vând și tipuri de berberină împreună cu scorțișoară, împreună cu struguri de oregon, toate acestea fiind asociate cu scăderea zahărului. Deci, în concluzie, cred că berberina merită ceva atenție, fiind alături de alte celebre nutraceutice ca resveratrol și turmeric, însă berberina, cum spuneam la început, este considerată mai tare ca turmericul, mai naturală ca metformin, este benefică pentru inimă, pentru sistemul digestiv, pentru reglare glucoză, pentru managementul greutății, dar și pentru longevitate și anti-aging. Mulțumesc, la revedere!